Familia Bodnariu se reunește. Toți cei 5 copii se întorc acasă după mai bine de jumătate de an, în care familia s-a luptat cu statul norvegian. Acum va urma o perioadă de reacomodare a copiilor în casa părintească. Soții Bodnariu au câștigat procesul, iar decizia este definitivă. Copiii se întorc la părinți. Vestea bună a fost dată de pastorul Cristian Ionescu, purtătorul de cuvânt al campaniei pro-Bodnariu. Municipalitatea Nosdo s-a înțeles cu părinții să aducă toți cei 5 copii acasă. Vă mulțumim tuturor pentru dragostea, suportul, rugăciunile și implicarea dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească, deoarece urmează o perioadă de reintegrare și reacomodare a copiilor în casa părintească. Este foarte important în zilele care urmează să respectăm nevoia de liniște și intimitate netulburată a familiei Bodnariu, a declarat pastorul. Pe 16 noiembrie 2015, copiii erau luați din sânul familiei după ce părinții au fost acuzați de abuz.